poveștile cerului. Constelația apus sau pasărea paradisului. Micuta constelație apus a fost una dintre cele 12 constelații originale create de Pieter Dirkson și Frederick de Houtman între 1595 și 1597 pe hărțile emisferei sudice și care au apărut în uranometria lui Johann Bayer din 1603. Apus are la granița sa triunghiul sudic, Circinus, Musca, Cameleon, Octans, Pavo și Ara. Numele său original pe hărțile planciuse era Paradis Vogelapis Indica Virgulă, primul termen în germană însemna Pasărea Paradisului, iar ceilalți, numele latin pentru albina indiană. Confuzia a condus la renumirea a două constelații, Avis Indica a primit numele de Apus iar constelația albinei a primit numele de musca. Pentru observații cu binoclul, priviți spre Alfa Apodis. Această stea cu magnitudine de 3,8 este localizată la 411 ani lumină de Terra. Acum mutați-vă atenția spre Delta. Este o stea dublă mare portocalie cu două membre de magnitudine 5 separate de 103 secunde de arc și ușor de diferențiat. Sau încercați să observați steta, o stea variabilă a cărei magnitudine se încadrează pe o scară între 4,8 și 6,1 într-o perioadă de 109 zile.